Hudinașilor, astăzi o să vă arăt cele mai noi secrete din noul update de pe Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și avem aparent și mai multe secrete, sper că sunteți pregătiți. O să mă teleportez să îmi iau casa și o să mi-o cumpăr aici. Bă, stai așa că nu mi-a scos lanterna. Am apăsat pe lanternă și nu mi-o scosese din mână și o să luăm casa aceasta care este casa depozit. Și pe episodul trecut v-am arătat că această casă are o intrare secretă. Mă rog, nu este chiar o casă, este de fapt un depozit, însă dacă te duci aici la mopul cu care faci curățenie și apeși să iei mopul, hopa, se deschide o trapă ultra secretă și poți să ajungi în locul acesta care este o ascunzătoare a ticăloșilor din Brookhaven, da? Aici se ascund cei mai mari mafioți, frate. Și hai să vă arăt aici un secret destul de interesant. Dacă te duci, de exemplu, în celulă și să spunem că te-a prins cineva în celulă, ce poți să faci? Poți să-ți iei un pătuț și o scară, da? Și îți pui aici scara, pui pătuțul deasupra, așa pe tavan, și dacă te duci la pătuț, stai, te poți gliciui, opa, stai așa, într-o cameră secretă. Să mai pun încă o dată pătuțul, să-l pun mai încoace puțin. Ia, hopa, boom, și am ajuns aici, da? O să scot pătuțul ca să vedeți mai bine. Mi se văd și puțin picioarele. A, știi ce aș mai putea să văd eu? Mamă, deci pătuțul ăsta nu se scoate niciodată, bro. Deci apăs pe el și nu vrea să se scoată efectiv. Ia, să încerc aici așa să văd. Dacă sar, mă dă înapoi și aici. Poate în partea asta la alta aș putea. Stai așa să vedem. Hopa, stai, aici merge. Și îmi iau scărița, o pun aici de exemplu undeva. Dar nu știu dacă pot să sar acolo. Trebuie să o pun cumva mai în partea asta ca să pot să sar pe scăriță. Așa poate? Ia! Bă, am reușit! Și acum am sărit aici pe scăriță. Hai să scot asta. Și practic este un fel de tunel ascuns sau ceva de genul ăsta. Și ia, pot să stau aici și acum nu o să mă mai găsească nimeni. Și dacă sar... Oh, cade pe hartă, am înțeles. Băi, super interesant. Însă, acestea sunt niște secrete așa micuțe, pentru că dacă o să mergem înăuntru iară, o să găsim un buton ultra secret. Fiți atenți aici. Deci dacă mă duc acum la biroul acesta și mă uit aici sub, există butonul secret pe care abia îl vezi. Și la ce te ajută butonul acesta? O să deschidă o cameră secretă aici în care am reușit eu să mă gliciuiesc chiar pe episodul trecut. Deci dacă apăs pe buton, se deschide camera aceasta, da? Se vede acum butonul aici aprins și aici sunt niște lasere. Și dacă o să încerc să mă duc în lasere, o să mă teleporteze înapoi. Deci, practic, este o metodă prin care agenția vrea să țină alte persoane la distanță ca să nu intre aici în locul acesta, pentru că probabil acolo sunt și mai multe secrete. Și ca să intrăm aici, trebuie să mergem puțin sus, pentru că trebuie să ne uităm la ceva. Și anume la mesajul secret al agenției. Dacă mergem aici, o să vedem mesajul și cea mai importantă chestie se află aici. Da, hai să vă mai citesc încă o dată mesajul. În timp ce investigam un cerc de criminali, am primit un tip că agenția are întâlniri secrete în această locație. Doar cei mai bogătași au voie
să vină la aceste întâlniri. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că doar dacă ai bonetul, doar dacă ești bogat, frate, poți să intri aici. Și hai să încercăm teoria asta, să vedem, o să iau banii, da? Deci trebuie să am banii în mână și cu banii, ia să vedem dacă arunc cu banii. O, chiar merge, frate! Am intrat într-o altă cameră secretă. Mamă, deci banii sunt cheia. Și aici avem o hartă, pare a fi o harta metroului. Ia încă o harta Brookhaven-ului, scaune pe aici. Și toată încăperea asta seamănă cu locul în care se întâlnea agenția în trecut, adică la casa frăției. O să mergem și până acolo ca să vedeți asta. Dar avem așa, deci două scaune pe stânga, două scaune pe dreapta și un dosar secret. Dosarul de aici probabil că ascunde o grămadă de fișiere ultra secrete. Iar aici mai avem încă o valiză cu niște foi pe care le poți lua. Probabil că tot așa sunt niște foi secrete sau ceva de genul ăsta. Și hai să vedem, o să trebuiască să plec de aici, dar până atunci vreau să testez ceva, pentru că la casa frăției, dacă îți luai laptopul, stai așa, nu, de aici, dacă îți luai laptopul și te așezai pe cele patru scaune, se întâmpla ceva. Apărea o altă cameră secretă. M-am așezat pe scaunele astea și ia să vedem dacă se întâmplă ceva. Poate trebuie să mă așez și pe asta la alt? Nu, butoane secrete avem pe aici? Nu prea pare, nu? N-avem niciun alt buton secret. Da, băi, deci din păcate nu se întâmplă nimica dacă te așezi pe scaune. Dar, stați așa, o să mă întorc înapoi în partea de sos. Dacă m-am întors fără bonet, m-a teleportat automat și oare pot să-mi iau casa? Într-un minut. Mai am încă 16 secunde și pot să iau casa frăției. O să vedeți că arată exact la fel, adică este același layout. Încă 7 secunde, haide că nu mai am răbdare! Nu mai am răbdare deloc. Și gata, am luat casa frăției. Acum se încarcă. Ia, se și vede acolo locul secret. Bă, se și vede locul secret în timp ce se încarcă. What? Mamă, ce tare. Hai să mă duc jos. O să apăs aici pe buton și am nevoie și de lanternă puțin. Bun. Aici dacă te pui pe scaune, deci avem la fel. Exact. Două scaune pe stânga, două scaune pe dreapta, o masă și încă un scaun acolo. Dar aici dacă te pui cu laptopul în mână pe cele patru scaune, o să se activeze un buton pe care niciodată nu îl găsesc, gen, uite-l acolo, butonul alb, și dacă apăs pe el acum, o să se deschidă o altă cameră secretă aici, bum, cu un alt mesaj pe un laptop. Însă, ați văzut și voi că acolo am încercat să mă pun pe cele patru scaune și nu s-a întâmplat nimic, din păcate. Sper că v-au plăcut secretele acestea, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!